bucurie mare în familia Danielei Crudu după ce aceasta s-a mărit cu încă un membru. Ana Maria Crudu a născut un băiețel. Sora Danielei a făcut publică prima imagine cu micuțul. Culmea, băiețelul a venit pe lume chiar de ziua tatălui său. Ana Maria a născut, tânăra fiind în culmea fericirii. Acum, Ana se poate declara o femeie împlinită din toate punctele de vedere. Celebrul make-up artist a făcut publică și prima fotografie cu fiul ei în urmă cu puțin timp. Daniela Crudu nu mai are nevoie de nicio prezentare. Și Ana Maria să fie într-un ceas bun, e și ea însărcinată acum, trebuie să nască în septembrie. După câte știu, un băiețel frumos foc. L-am văzut și eu în aparate. Mă uitam ca la poartă nouă, spunea tatăl Danielei Crudu la petrecerea de botez a fetiței Danielei Crudu. Pe de altă parte, atât Daniela cât și Ana Maria și-au deschis cont de OnlyFans pentru a-și mări substanțial veniturile. Ca un făcut în același timp cât pozau pentru cunoscuta platformă pentru adulți, amândouă au rămas însărcinate. Ana Maria Crudu, de 35 de ani, sora fostei asistente de TV Daniela Crudu, s-a căsătorit religios în luna iunie a lui 2022 cu Adrian Neagu. Cei doi s-au căsătorit în biserică pe meleagurile Italiei după ce în 2021 s-au căsătorit și civil.